Care este cel mai vechi colind creștin din lume, este o întrebare care i-a preocupat pe istorici, dar și pe teologi deopotrivă. Colindul creștin medieval a fost găsit într-un manuscris din Franța și descrie călătoria celor trei magi către Betleem. Istoricii și teologii au ajuns la un consens în ceea ce privește cel mai vechi colind din lume, acela că primele colinde datează Cântecul creștin de Crăciun, Jesus Refulsit Omnium este recunoscut drept cel mai vechi colind urmat de Venii Redemptor Omnium. Unul dintre cele mai vechi colinde creștine cunoscute este și Veni Veni Emanuel, care datează din Evul Mediu. Acesta este un imn liturgic latin cu versurile scrise în secolul al viii -lea. Melodia a fost folosită în tradiția bisericească pentru a exprima așteptarea venirii Mântuitorului. Totodată, potrivit sursei citate, în spațiul românesc, teologii au fost cei care au încercat să identifice cele mai vechi colinde creștine. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, este considerată de mulți drept cel mai vecol în creștin. Părerile însă sunt împărțite. Alți teologi subliniază faptul că cel mai vecol în creștin ar fi acela care are refrenul Lerui Doamne sau Alilerui Doamne, care ar fi forma arhaică a cuvântului bisericesc Aliluia. Relatează antena3.ro